Președintele PSD Mureș, deputatul Vasile Glig, a anunțat după închiderea urnelor că cea mai mare prezență la vot în județul Mureș s-a înregistrat în localitățile conduse de primari PSD, acestea fiind Băla, Rușimunți, Fărăgău, Ibănești și Lunca Tecii, iar în turul 2 își propune să mobilizeze toți primarii pentru un scor și mai bun. Că sunt bucuros și optimist. Dacă Victor Ponta are 40%, înseamnă un scor bun și sunt convins că ne vom mobiliza mult mai bine în turul 2. Se vede totuși că la ora 20, dintre cei care au fost peste 60%, absolut toți 6 au fost primari PSD. Deci s-au muncit și sper să pot să mobilizez împreună cu Biroul Permanent pe toți primarii noștri să scoatem un scor bun. În județul Mureș, alegerile au fost câștigate de Claus Iohannis cu 32,01% din voturi, Victor Ponta a obținut 26,49%, iar Kelemen Hunor 22,96%. La nivel național, candidatul PSD a obținut peste 40% din voturi, iar reprezentantul ACL peste 30%.